Cine vorbește așa în anul din tâi, ai lui Darius, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijin. Vă rog. Suntem siguri? Auziți. Um, Haideți să citim un context ca să ne convingem. Daniel, capitolul 10, deci nu 11, 10, de la versetul 20. El mi-a zis, știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora afară de voivodul vostru, Mihail. În anul din tâia lui Darius, Mediul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijin. Cine vorbește? E același. E adevărat că apare capitolul 11 aici și din cauza că apare capitolul 11, nouă ni se taie șirul logic al gândurilor. Dar dacă n-ar fi capitolul 11, atunci am înțelege foarte bine că vorbește Gabriel. Îngerul vorbește. Și faptul că vorbește îngerul mi se pare nu doar elogvent, dar extraordinar. Acum, luați același verset și haideți să ne gândim ce ar fi dacă ar fi fost Daniel și ce ar fi dacă este Gabriel. care e diferența? Haideți să vedem. Dacă ar fi Daniel, Daniel să zică în anul din ai lui Darius eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijin. Ce înțeleg din asta? Înțeleg că mă duc înapoi în capitolul 5, cu versetul 31, și găsesc aici, a pus mâna pe împărăție în noaptea aceea, Darius Medul, care era în vârstă de 62 de ani. Și iată cum, după ce Belșațar a fost ucis, Imperiul Babilon, Babilonian a fost terminat, Darius Medul este cel ce preia. Și noul imperiu nu mai este numit Babilon, ci este numit Medo-Persia. Bun. Capitolul 6. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de drăgători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Deci e logic ca Daniel să spună, eram și eu acolo să-l ajut. Da. Sigur că da, pentru că făcea parte din primii trei ai Imperiului. Era normal, îl vedem pe Daniel acolo, gata să-l sfătuiască, gata să, să pună la dispoziția lui experiența pe care o strânsese la curtea babiloniană de pe vremea lui Nebucadnețar până pe vremea lui Belșațar rei, regi bine cunoscuți în vremea respectivă și e normal ca Darius să aibă nevoie de el. Omenește, toate lucrurile se leagă. Vreau să vă întreb însă, ce se întâmplă dacă vorbește Îngerul Gabriel? În anul din tâi lui Darius, mediul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijin. Și vorbește cine? Gabriel. Istoria nu vede aspectul ăsta. Istoria nu prinde aspectul ăsta. Istoria prinde căderea Babilonului. Istoria prinde transferul împărăției de la Babilon la Medopersia. Istoria vede reorganizarea imperială sub noua cărmuire medopersană, istoria îl consemnează pe Daniel acolo printre cei trei, printre primii, dar istoria nu consemnează pe îngerul Gabriel. E câștig sau pierdere? Vedeți, asta este ceea ce pierde istoria noastră, de fapt. Cu acest lucru se ocupă Sfânta Scriptură în momentul în care reia aspectele istorice pe care noi le știm și le dă o dimensiune cu totul alta. Dă dimensiunea asta frumoasă. Îngerul Gabriel care spune, eram și eu acolo. Cum, Doamne, erai acolo? Da, eram acolo. Unde? La curtea mezilor și perșilor, da? În religia aceea persană, zoroastristă despre... Între păgânii aceia, tu erai lângă împăratul care venise acolo ca reprezentant al unui imperiu persecutor, pentru că în profeție, după Babilon, așa cum spuneți, după leul babilonian urmează ce? Ursul. Ursul medopersan, Evident, mai greoi, dar profeția îl prezintă în mijlocul unui o în care el sfâșie, devorează și îl prezintă în momentul în care mănâncă, spune acolo avea în gură trei coaste. Adică nu e un urs blând, stând și dormind la umbră. Este un urs care devorează tot. Și în momentul acela de maximă sălbăticie este prins și spune ăsta este Imperiul care vine. Bun. Și pe lângă Imperiul ăsta care vine e Îngerul Gabriel? Vreau să vă întreb. V-ați ruga pentru Imperiul ăsta? V-ați ruga? Da sau nu? Să se termine mai repede. Mulțumesc. Da. V-ați rugat pentru Dariu? Imediat. V-ați rugat pentru Dariu? Noul împărat. Păi, dar te rogi pentru el? Cornel continuă mai departe și spune, după groapa cu lei. După groapa cu lei, da. Nu te rogi pentru el? Impresia pe care o avem este că avem de-a face cu imperii păgâne total direcționate împotriva poporului Dumnezeu, care n-au altă menire decât să calce în picioare poporul lui Dumnezeu. Asta este impresia pe care o avem noi uneori din istorie. Cu toate acestea, deși vedem împărăția medopersană reprezentată printr-un urs cu trei coaste în gură, în următorul capitol este prezentată cum Împărăția mea de o persoană. Vă amintiți? Mie, uh, suspectez că tăcerea aceasta nu e bună. Daniel, capitol 8, în anul al treilea al domniei Împăratului Belșațar, Daniel, am avut o vedenie afară de cea dinainte. Mi s-a părut că eram la capitala Susa, în Ținutul Elam, în timpul vedeniei mele, mă aflo pe la râul Ulai, versetul 3, am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbec și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, unul era mai înalt decât celălalt, cel mai înalt a crescut cel de pe urmă și așa mai departe. Cine este berbecul? versetul 20, stăm față în față cu prima tâlmăcire din profeție. Berbecul care l-ai văzut cu cele două coarne sunt împărații mezilor și perșilor. Nu e numai urs, e și berbece. De ce? Ce înseamnă berbecele? Ursul este animalul de pradă pe care îl vedem în capitolul anterior. În capitolul 8 însă berbecele este unul dintre animalele curate care erau folosite ca jertfă la templu și toate animalele folosite în capitolul 8 sau reprezentate de capitolul 8 sunt animale de templu și țapul și berbecele și așa mai departe. Și se intră în capitolul 8 în zona aceasta a preocupării lui Dumnezeu, în zona sanctuarului. Și Mă interesează dublura aceasta, vedeți, o împărăție este și sălbatică pe de-o parte, dar tot această împărăție este și un agent de lucru unde? La templu, în planul lui Dumnezeu. Poate fi și așa, poate fi și așa, sau de cele mai multe ori este și, și. Sigur. Dumnezeu vrea să ne învețe că bătălia din lumea aceasta întotdeauna are aspecte foarte diferite. Satan se folosește și de o anumită putere politică sau cu o anumită putere politică reușește să facă dezastre în poporul lui Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu folosește aceeași putere Politică, pentru ca să-și realizeze planurile sale. Întrebarea este: unde e poporul lui Dumnezeu în situația asta? Cu alte cuvinte, care e viziunea noastră? Ne interesează ursul sau ne interesează bărbecele? Ne interesează varianta distructivă a unei puteri politice sau modul în care Dumnezeu lucrează pentru. Stabilirea împărăției sale. Ce, urm ce urmărește poporul lui Dumnezeu? Bății mei, de asta Dumnezeu este extraordinar. Pentru că îmi oferă în Sfânta Scriptură ambele tablouri. Atunci când, când cezarul se va ridica împotriva lui Dumnezeu, să nu uit că este animal de pradă. Dar atunci când cezarul este chemat să înfăptuiască planul lui Dumnezeu, să nu uit că este în cadrul planului de mântuire. Nu? Vreau să vă întreb. Vreau să vă întreb direct. Ar trebui să ne rugăm acum? Ar trebui să ne rugăm pentru ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii în anul 2024 sau nu? Ce se întâmplă? E animal de pradă sau este în cadrul planului lui Dumnezeu? Și pentru faptul că unii vedem Statele Unite ale Americii ca fiind fiara aceea extraordinară ieșită din pământ, sau, mă rog, din cauza asta nu ne rugăm. Dar mă întorc, mă întorc la textul ăsta care mi se pare fascinant și care îmi dă de gândit. Îngerul îi spune lui Daniel la început, când a început Darius domnia lui, în anul întâi eram și eu la el, acolo, să-l ajut, să-l sprijinească. Ce îmi spune asta? Îmi spune că marile bătălii nu se duc neapărat doar în biserică. Barile bătălii, nu mă privez neapărat doar pe mine. Marile bătălii se duc și unde? Dincolo de biserică. Acolo unde se decid, în momentul acesta, destinele lumii noastre. Acolo unde, în momentul acesta, se ia hotărâre. Dacă o anumită putere va fi animal de pradă, sau dacă va intra în calculele lui Dumnezeu și va lucra în favoarea mântuirii. Acolo e îngerul Gabriel. Acolo e Dumnezeu. Îmi place modul în care vorbește textul. Spune. Eram la el ca să-l ajut și să-l sprijin. Spuneți-mi, vă rog, ce fel de om era Darius? Bun sau rău? Așa, în mare. Bun sau rău? În momentul în care, în momentul în care textul spune eram acolo să-l ajut cel puțin textul îmi sugerează că din punct de vedere al planurilor, al ideilor, a direcției în care vrea să meargă, era un om care vrea să facă bine. Avea în jurul său tot felul de pierici, tot felul de oameni care uh, blocau drumul, realizau blocaje. Și Dumnezeu spune, Dariu avea un singur ajutor. Pe îngerul Gabriel. Măi, fraților, cine? Dariu? Spuneți-mi, vă rog, cine mai avea ajutor pe îngerul Gabriel? La vremea respectivă. Daniel. Acum, uitați-vă puțin, uitați-vă puțin cum vede Dumnezeu lucrurile astea. Daniel și cu Dariu, pe aceeași treaptă din punct de vedere al prețuirii cerești. Se duce Îngerul Gabriel, se duce în Gabriel la Daniel și spune, om prea iubit și scump, am venit să te întăresc și să te ajut. Așa îi spune. Și același înger se duce la Dariu și îi spune, am venit să te ajut, să te sprijinesc. În același fel, i-o fi spus și Dariu, om prea iubit și i-o fi spus așa? Nu știu, dar ceea ce știu din cartea prorocului Isaia este că Dumnezeu vorbește despre un alt împărat și spune unsul meu, Vă duceți aminte cine este împăratul ăla? Cir. Cine e Cir? Persanul. Cine este? Cine cucerește Babilonul? Cir. E mai tânăr. Este coregent. Cir este unsul iar Dariul este cel ajutat de Dumnezeu și asistat de Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem câte investiție face Dumnezeu la un moment dat. Câte investiție face Dumnezeu la un moment dat, pentru că ca în cadrul unei împărății păgâne, cu o religie de asemenea și ea păgână, Dumnezeu să realizeze cel mai frumos plan de salvare a poporului său. Care a fost planul ăsta? Dintr-o dată, din, din, cum să spun, din senin să apară o poruncă fără nicio altă motivație, fără nicio altă cauză externă, să apară o poruncă care să spună Ia duceți-vă înapoi voi care sunteți poporul lui Dumnezeu. A cui e lucrarea? A cui e lucrarea? A lui Dumnezeu. Îngerul Gabriel. Înțelegem de ce în tot capitolul 10, în tot capitolul 10, se întâlnește de mai multe ori această idee. Uitați versetul 13. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile și iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. odată. Apoi, versetul 21. Vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestor afară de voivodul vostru, Mihail. Și acum versetul 20. Mă duc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Este doar o imagine foarte succintă, foarte fugitivă a ceea ce se întâmplă în ceruri. Noi avem impresia că cumva războiul e aici pe pământ și că noi suntem subiectii acestui război, iar cerul stă liniștit în afara acestui conflict undeva așteptând să vadă rezultatele la nivel de pământ. Ori aici mie mi se prezintă mereu și mereu. cerul amestecat în problemele pământului. Politică? În momentul în care oamenii nu au această viziune, în momentul în care nu-l văd pe Îngerul Gavril, ei pot să facă din istoria acestui pământ politică. Dacă însă îl văd pe Îngerul Gabriel luptând pentru binele acestei lumi. În momentul acela, din toată politica omenească, nu mai rămâne decât un singur lucru. Providență. Atât. N-am înțeles și nu voi înțelege niciodată cum creștinii au curajul să se implice în politică. Nu înțeleg. Politica este istorie fără Dumnezeu. Este istorie fără viziunea aceasta. Ce face Daniel la curte? Pentru că, aparent, în momentul acesta, cuvântul lui Dumnezeu contrazice ceea ce am spus eu. Ce face Daniel la curte? capitolul 9, versetul 1. În anul din al lui Darius, fiul lui Ahasverosh, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția caldeinilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, a văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului după numărul anilor despre care vorbise Domnul către porocul Ieremia. Mi-am întors fața Spre Domnul Dumnezeu, ca să-l caut cu rugăciune, cereri, postind în sac și în cer. Ce face Daniel? Asta e diferența între politică și între providență. Omul care este la curte, știe încotro trebuie să deschidă ferestrele. Și le deschide spre Ierusalim. Și se roagă atunci când la Ierusalim nu era jertfa de seară. Lipsea jertfa de seară. Dar în locul jertfei de seară se roagă Daniel. În locul jertfei de dimineață se roagă Daniel. Și înainte să se zidească templu, Daniel zidește altarul de rugăciune. Nu avem decât să înțelegem și să învățăm de aici cât de important este acest spirit profetic în care omul lui Dumnezeu înlocuiește templu. Înlocuiește templu. Și când Daniel se roagă de trei ori pe zi, Daniel intră într-un lanț al rugăciunii care nu se încheie până când Până când. Nu, nu 21 de zile important. Până când? Până când îngerul Gabriel care era pe lângă Darius nu vine să vorbească și cu el. Și iată că pe lângă Darius era îngerul Gabriel, dar mai era și cine? Era și Daniel. Era și Daniel acolo. Daniel nu reprezintă prim-ministrul politic. Deși face lucrul acesta și face parte din primele căpetenii ale împărăției. Dar nu ăsta este rolul important al lui Daniel. Daniel este acolo pentru că el îl reprezintă în mod uman, vizibil pe Îngerul Gabriel. Cum Îngerul Gabriel îl ajută pe Darius, la fel face și Daniel. Vă dați seama cât de important este ca în momentele acestea poporului Dumnezeu să ia locul și funcția lui Daniel. Noi nu putem în aceste zile să lăsăm ca lucrurile să fie luptate doar de îngerul Gabriel. Noi nu putem să lăsăm ca lucrurile acestea să fie rezolvate doar de cer. Nu se poate. Dacă există o înțelegere a lucrării lui Dumnezeu, atunci, în mod real, direct și puternic, noi suntem chemați să reprezentăm lucrarea îngerilor lui Dumnezeu la nivelul societății acesteia. Frații mei, e doar o privire pe care am aruncat-o asupra lucrării lui Dumnezeu pornită de la un singur gând. Daniel, capitolul 11. Acum, aș vrea să mă apropii de încheiere. Dar nu pot să închei până nu trebuie să vin la vremea mea. Vreau să vă întreb. Se pare că Dumnezeu lucrează în felul ăsta undeva la nodul gordian al istoriei, acolo unde e foarte important ca Dumnezeu să lucreze. Adică la vremea respectivă se termina profeția de 70 de ani a prorocului Ieremia, poporul evreu trebuia să se ducă să reintre în jurnalul istoriei lui Dumnezeu prin reconstruirea templului și Ierusalimului și Dumnezeu trebuia să facă ceva. Era important momentul ăla. Daniel spune că era foarte important. Zice: "Am văzut din cărți că era important." Vreau să observați de asemenea că Dumnezeu lucrează foarte mult la construirea unor momente cheie. Dumnezeu vorbește în Noul Testament, la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul Său. Dar înainte să trimită pe fiul său, vă rog să mă ajutați să înțeleg cât timp a lucrat Dumnezeu ca să împlinească vremea. Să aducă vremea la împlinirea ei. Cât timp a lucrat? Vedeți? Dumnezeu lucrează în umbră foarte mult timp. Pentru că la un moment dat să vedem un rezultat, evident, a venit împlinirea vremii și Isus, și Iisus Hristos a fost trimis. Am văzut rezultatul. Mi-ar fi plăcut să trăiesc în timpul acela, alături de Ioan, Petru, apostolii Domnului Isus Hristos. Mi-ar fi plăcut să trăiesc atunci. El a fost momentul. Ți-ar fi plăcut să trăiești și alături de Ioan Botezătorul? Care era înainte. Erau doar cel ce pregătea ocazia, dar care spune: Eu n-am văzut. Aparent, el nu se bucură de triumful ocaziei. El își sfârșește viața în închisoare și schelele astea prin care Dumnezeu lucrează în istorie sunt nevăzute, neștiute, neprețuite. Noi vedem câteva ocazii luminoase, uitând șirul acela de oameni care au pregătit aceste ocazii și pe care Dumnezeu a lucrat, luptând cu împărăția Persiei, Greciei, Romei, cu toate imperiile și cu toate religiile, mai mult sau mai puțin, care se împotriveau lui Isus Hristos. Acele milioane de suflete le pierdem în vedere. Și ne uităm la Martin Luther. Ce frumos a fost 1517. Ia și bate în cuie pe ușa bisericii de sluja el la sărbătoarea tuturor sfinților. Astăzi Halloweenul. cele 90 de teze. Și în ce frumos. Dar uităm că cu 100 de ani înainte a fost un altul numit Ioan Hus. care a început, a lucrat în 1415 la Conști Concilul din Constanța a fost ars pe rug. Doamne, cum ai lucrat prin Ioan Hus într-un fel și cu Luther în altfel? Luther a murit de moarte bună, celălalt a murit pe rug. Mai mult decât că a murit pe rug, dar s-a părut pentru momentul acela că sacrificiul său n-a avut nicio, nicio urmare, niciun efect. La Luther s-a văzut, la Ioan Hus nu. care e diferența? Repet, Dumnezeu lucrează și luptă pentru momente cruciale în istorie, unde se vede dar luptele sunt cu mult anterioare. Dumnezeu are oamenii lui care se șerfesc neștiuți în umbră, alături de îngerul Gabriel care lupte și el. Și acum, după ce am stabilit lucrul ăsta în, în mintea noastră, și anume că sunt anumite lucruri foarte speciale în istorie, unde Dumnezeu intervine și schimbă cursul istoriei, dar pentru în momentele astea e nevoie de un preludiu foarte puternic în generații de oameni neștiuți, necunoscuți, uitați de istorie. După ce am înțeles lucrul acesta, mai am o întrebare și anume, noi astăzi ce trăim? Pregătirea sau împlinirea? Din punct de vedere profetic, noi astăzi ce trăim? Pregătirea profeției sau împlinirea ei? Toate răspunsurile sunt bune. Trăim și pregătirea istoriei, trăim și împlinirea istoriei, trăim și amândouă la oaltă. Frații mei, însă aș vrea să dăm la o parte gândul că ceea ce trăim astăzi nu e important. Gândul ăsta aș vrea să-l dăm la o parte. Indiferent cum tâlmăcim vremea de astăzi, un singur lucru aș vrea să înțelegem. Ziua de azi, sâmbătă, încât suntem azi? 13 aprilie 2024. Este o zi extrem Din punct de vedere al planului lui Dumnezeu. Din punct de vedere al Îngerului Gabriel. Din punct de vedere al tău și al meu. Este extrem de important. Nu doar pentru că, înțeleg și eu, vinerea am înțeles lucrul ăsta, Iranul ar fi atacat Israelul și că este posibil ca un nou focar de război să fi pornit deja în Orientul Mijlociu cu repercursiuni destul de mari. Nu pentru că, în sfârșit, în Marea Chinei de Sud sunt tensiuni din ce în ce mai mari și că dacă delegația americană s-a dus în Japonia zilele trecute, nu s-a dus degeaba acolo. Alianța Japono-Americană trebuie să fie întărită pentru că tensiunile sunt mari. Dar nu despre asta vorbim în momentul în care spunem că trăim clipe importante. Nu astea sunt. Astea sunt lucruri care sunt doar indicatori secundari către faptul că trăim o vreme în care profeția lui Dumnezeu are nevoie de un Daniel la curte, unul, dar mai ales de rugăciunea lui Daniel pentru curte poate că zicem, noi nu putem să fim la curte. așa e? De la noi până la Washington e cale lungă. Dar rugăciunile noastre ar trebui să fie luminate de această perspectivă. Trăim o vreme deosebită. Textul lui Dumnezeu spune, rugați-vă pentru dregători. Rugați-vă pentru Împărați, rugați-vă pentru mai mari, rugați-vă pentru. E nevoie ca în momentul acesta istoria să nu se transforme în fiară mai devreme de a se termina planul mântuirii lui Dumnezeu. Câte vreme Dumnezeu mai are un suflet de salvat. Haideți să ne rugăm. Ca vânturile să fie ținute și acel suflet să fie răscumpărat prin harul lui Hristos. Haideți să ne rugăm pentru ca tinerii noștri să fie din ce în ce mai pregătiți pentru ceea ce urmează. Haideți ca noi să fim atât de clari în ceea ce privește poziția noastră și locul nostru ocupat în acest lanț profetic, încât să oferim tinerilor noștri modele. Modele de seriozitate, modele de, 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 de atitudine care să -i inspire și să-i ajute ca în momentul în care îi va ajunge împlinirea vremii să fie gata să slujească lui Dumnezeu. Cu gândurile acestea aș vrea să vă dau drumul în săptămâna care urmează. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Nu uitați. Mâine, 14 aprilie 2024, va fi o zi mai importantă ca ziua de azi. Pregătiți-vă ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie de dumneavoastră și ca și cum ați fi împreună colaboratori cu un înger pentru ca lumea să fie mântuită prin Hristos. Amin. Te rugăm, Părinte, în numele Domnului Isus Hristos, să ne faci conștienți de faptul că mâna ta este asupra istoriei noastre și asupra acestor zile pe care le trăim. Ne-ai făcut conștienți, Doamne, că trăim într-o națiune implicată profund în evenimentele de sfârșit ale istoriei noastre. Ne-ai adus aici și a -ai îngăduit să fim aici și te rugăm, Părinte, să ne ajuți să facem parte activă din acest sfârșit de istorie. Înălțăm rugăciunea noastră ca biserică pentru țara aceasta, pentru Statele Unite ale Americii. Înălțăm această rugăciune pentru conducătorii ei. Înălțăm această rugăciune pentru ceea ce se va întâmpla în anul acesta. Fiecare etapă care va avea loc în alegeri, alegeri care vor duce la decizii, toate, Doamne, să fie sub călăuzirea ta. Trimite încă o dată îngerul tău și îngerii tăi care să lucreze în guverne care să lucreze la nivelul națiunilor, la nivelul organizațiilor internaționale, pentru ca, Doamne, dacă mai ai nevoie de lucru, vânturile să fie oprite, pentru ca lucrarea să poată să fie dusă la bun sfârșit. Suntem în urmă cu lucrarea, Părinte. Evanghelia ta încă stă pasivă în rândurile bisericii tale și nu este proclamată, nu este ridicată la nivelul strălucirii ei, astfel încât să strălucească pământul acesta. De asta lucrează părinte pentru ca să avem har. Nu pentru noi. Și pentru tine, pentru slava numelui tău și pentru câștigarea sufletelor care au nevoie de mântuire. Și dacă lucrurile sunt așa, Părinte, te rugăm, fă să înțelegem că fiecare clipă de har pe care o trăim și o datorăm ție, trezește poporul tău, ridică-ne pe toți. Ajută-ne să stăm la dispoziția ta, să ne punem viața în rânduială, să ascultăm porunca ta, Doamne, și ceea ce ne poruncești, să putem să împlinim prin harul Domnului Isus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.